Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie și să rămână în numele Domnului acum și în veci. Amin. Continuăm prin harul și bunăvoința Domnului, partea a doua a studiului familiei la cortul întâlnirii. Familia, în mod special din aceste trei personaje, formată Elcana, Ana și Samuel. Aminteam noi că doi părinți care au fost nelipsiți de la templu și au adus jertfele la templu și și-au făcut din a se duce la templu să se închine Domnului o îndelnicire de bază a vieții lor, au născut un copil care a trăit numai la templu. În ce privește momentul special al chemării, sunt acele chemări repetate scrise în versetul 4, 6, 8 și 10 din 1 Samuel 3. Atunci Domnul a chemat pe Samuel și el a răspuns, iată-mă, numai că el s-a dus, s-a prezentat înaintea lui Eli. Cred că și aici a fost un secret în această chemare. Gândiți-vă, ca și copil, somnoros, noaptea fiind, Eli un bătrân, ori de câte ori l-a chemat, până a treia oară, s-a dus la fel de cu inimă, iată-mă că m-ai chemat. Prin acesta am putea deduce că cei care se supun cu adevărat oamenilor care sunt în slujbă, se vor supune și lui Dumnezeu. Cei care sunt gata să facă în mod repetat anumite lucruri, anumite porunci, chiar săcăitoare, chiar uneori deranjante, sunt cei mai buni oameni pentru slujbă. Și Samuel a dovedit-o aceasta toată viața lui. De ce Dumnezeu nu găsea modalitate prin care să îl conștientizeze prima dată că Dumnezeu îl cheamă? Nu putea să-l trezească Dumnezeu pe Samuel prima dată să-i spună, sau a doua oară? De ce a treia oară și de-abia a patra oară Samuel să aștepte acest răspuns dinaintea Domnului? Oamenii care au de-a face cu Dumnezeu în slujbă trebuie să corespundă și din punct de vedere acestei calități, pentru că Dumnezeu îi pune pe oameni să facă niște lucruri grele, la care dacă nu se supun și nu fac față probelor încă de la început, va fi ulterior și vor face greșeli în slujbă. După chemare, facem doar două precizări din două versete, capitolul 3, versetul 20. Tot Israelul de la Dan până la Berșeva a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului și Domnul nu înceta să se arate în Silo. Și 4:1, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. După ce l-a chemat, Dumnezeu n-a vrut să fie doar un accident întâmplător, o prorocie sporadică, ci nu înceta să-i se arate. Și această chemare specială, Dumnezeu a făcut să fie înțeleasă de tot poporul, pentru că Samuel urma să fie un proroc național și chiar un lider național în tot timpul vieții sale. Așadar, o chemare specială care are un moment special. Se pare că și chemările în slujbă au un moment aparte, ca și convertirea. Procesul nașterii din nou este un proces mai lung, dar este un moment anume, la o predică, la un vis, la o descoperire, la o prorocie, care poate fi însemnat în istoria vieții noastre când Dumnezeu și-a pus pecetea în mod special pe noi. Acest moment a fost pentru Samuel acele patru strigări din acea noapte. Haideți acum să pășim mai departe în a-l vedea pe Samuel ca proroc. Cum a funcționat Samuel ca proroc? A avut două feluri de mesaje în viață. Prima parte a mesajelor a fost pentru el și lucrarea la care era chemat, lucrarea în Israel. Și a doua parte a fost lucrări diferite pentru diferiți oameni. În primul rând, citim în capitolul 3, versetul 11, când Dumnezeu l-a chemat și a dat prima prorocie. 3:11. Atunci Domnul a zis lui Samuel, iată că vei face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. Și știți ce conține această prorocie? Dumnezeu i-a spus că va începe să pedepsească casa lui Eli și va isprăvi. Primul mesaj a fost exact pentru el și pentru lucrarea în care era implicat. Și mesajele importante ale lui Samuel au fost duse în jurul acestei nervuri a lucrării sale în Israel. Dumnezeu în mod special a vorbit pentru el și pentru lucrarea lui. Următoarele mesaje, tot pe această linie, putem să mai citim din capitolul 9, versetul 15, dar cu o zi mai înainte de venirea lui Saul, Domnul științase pe Samuel și zisese, mâine, la ceasul acesta va veni un om, și știți că a fost vorba de Saul, și a fost tuns, citim și versetul 17, când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste Israel. Citim și în capitolul 15, versetul 10, când Saul nu a ascultat.
Samuel a zis lui Saul, stă, voi spune ce mi-a spus Domnul astă noapte. Apoi 16:1, Domnul a zis lui Samuel, cât privește ungerea lui David ca împărat. În toate momentele deosebite, Samuel a avut lumină din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a descoperit și cât privește mesajele sale de prorocie, putem înțelege că l-au găsit pe Samuel la post. Într-un moment peste zi, în primul mesaj, peste noapte, Dumnezeu l-a găsit la postul lui. Un proroc, un om al lui Dumnezeu, ar fi indicat să poată fi cât mai mult la îndemâna Domnului. Dumnezeu nu vrea să transmită mesaje, să zic ca și printr-un predicator, poate numai la biserică. Și în mod special, prorocii trebuie să fie în permanență, așa cum este scris în Habacuc capitolul 2, la locul lor de strajă. Preoții, de exemplu, aveau momentul când le cădea rândul să facă la sor, să tămâieze și restul erau liberi. Erau ca niște oameni care sunt la servicii, sunt pe schimburi. Dar se pare că un proroc trebuie să fie mult mai mult la îndemâna Domnului. Samuel primea mesaje din partea Domnului. Când avea o problemă, întreba pe Domnul. Și toată viața lui a fost plină de aceste mesaje. Cât privește lucrarea. N-a fost nimic în care Dumnezeu să nu-i vorbească. Și am putea generaliza puțin aici. Poporul lui Dumnezeu niciodată n-a fost fără mesaje din partea lui Dumnezeu. Fie că a fost vorba în Vechiul Testament. Amintiți-vă de Avram, de patriarhi, de istoria lui Israel și cu atât mai mult în Noul Testament, în istoria bisericii. Și se scrie în Amos, Dumnezeu nu face nimic până nu înștiințează mai întâi pe robii săi proroci. Este regula după care lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se abate de la regula sa. Pe lângă mesaje pentru lucrarea sa specială și pentru Israel, Samuel era folosit de Dumnezeu și pentru mesaje particulare, pentru diferiți oameni. Citim în capitolul 9, versetul 19. Samuel a zis lui Saul, eu sunt văzătorul. Versetul 20, nu te nelești de măcărițele pe care le-ai pierdut acum 3 zile. S-au găsit un mesaj pentru un lucru particular. Apoi, 9:6. Era încetățenit un obicei în Israel. Sluga a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Și citim și versetul 9, odinioară în Israel când se ducea cineva să întrebe pe Dumnezeu, zicea, haidem să mergem la văzător, căci acela care se numește azi proroc se numea odinioară văzător. Deci se obișnuia și în vremea aceea, și în mod special când Dumnezeu avea profeți, ca oamenii pentru diferite probleme particulare să meargă să întrebe pe Domnul. Și ce bine este că Dumnezeu are oameni prin care să-și transmită mesajele sale. Oamenii nu rămân fără lumină. Oamenii primesc o rezolvare a problemelor lor. Este adevărat că există și o lucrare falsă a diavolului, dar cei care sunt sinceri nu vor fi amăgiți, ci vor fi, așa cum spunem, psalm, celui neprihănit îi va răsare o lumină în întuneric. Haideți să menționăm acum, în dreptul lucrării sale ca proroc, am pus aici doar 3 caracteristici ale lucrării sale. Tot aici, în 9:6, scrie așa. Iată că în cetatea aceasta este un om al lui Dumnezeu, și rețineți acum expresia, tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Și întoarcem în urmă, în 3:19, Samuel creștea, Domnul era cu el și n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele sale. În prorociile lui Samuel era o împlinire exactă și totală. Ce vorbește el nu se poate să nu se întâmple și niciun cuvânt din ce a spus Domnul prin el n-a căzut la pământ fără să se îndeplinească. Oricum înțelegem de aici că a fost un om special al lui Dumnezeu. Nu vrem să radiem prorocii prin care s-a evit vreo greșeală. Spune Pavel în Corinteni 13 că prorocim în parte. Asta în sensul că ne este descoperit în parte. Dar există posibilitatea, în măsura în care nu funcționăm în plinătatea Duhului. Așa cum se spunea despre Ana și despre Elisabeta, oamenii care sunt plini de Duh, o urmare a acestui fapt este că prorocesc. Și în acel moment nu vor greși nici într-un caz. Un om plin de Duh va proroci exact. Dar s-ar putea să fie momente în care să intervină firea noastră. Și Samuel a avut un astfel de moment de slăbiciune. Când nu a făcut greșeala. Fie un moment de slăbiciune când s-a dus în casa lui Isai. Și cum era să intervină firea lui Perol?
dacă se lăsa indus în eroare, greșea. Vrem cu aceasta să ajutăm puțin frații care, și surorii care sunt prinși în prorocie, că dacă puțină neatenție se strecoară, s-ar putea să se strecoare și greșeala. Dar indicat este pentru un proroc ca tot ce vorbește Domnul să se împlinească. Pentru ca oamenii să aibă siguranță, pentru ca Dumnezeu să aibă certitudinea să-L folosească și lucrarea Domnului să nu fie nici de rușine și să aibă sors total de izbândă și Domnul să facă lucrul acesta. O a doua caracteristică a prorociilor lui Samuel, citim în 3:18, Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Informarea corectă a subiecților. Să spui tot ce ți-a spus Domnul. Să nu ascunzi nimic și să spui doar la persoana în cauză, nu la cine nu trebuie. Apoi citim și 8:10, când a pus un împărat, spune aici, Samuel a spus toate cuvintele Domnului poporului care cerea un împărat. Dacă a fost un mesaj pentru popor, a spus la popor tot. A fost un mesaj pentru Eli, l-a spus numai la Eli. Și 9:27, dacă a fost un mesaj confidențial, când s-a pogorât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slujii tale să treacă puțin înaintea noastră. Și a rămas numai cu Saul și i-a spus cuvântul care era din partea Domnului. S-a temut să-l spună, cu frică l-a spus, nu cu mândrie, dar a spus tot ceea ce i-a cerut Domnul. De altfel, nici n-ar putea să fie un proroc adevărat prin care să se împlinească cuvintele, dacă nu ar fi spus tot și numai la cei în cauză. Este o caracteristică bună a celor care prorocesc. Și o altă caracteristică, prorociile lui erau însoțite de semne. Adică dădea niște semne prin care oamenii puteau să le ia ca niște repere. De exemplu, citim în 10:2, astăzi după ce mi-ai părăsi, te vei întâlni cu doi oameni așa, vor face așa și așa. Versetul 6:7. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut un alt om. Când ți se vor împlini semnele acestea? Fă ce vei găsi de făcut, căci Domnul este cu tine. Faceți o diferență în a-ți descoperi Domnul o anumită stare. În general, Dumnezeu nu folosește prorocia ca o stare de ghicire. Este o diferență între ghicitor și proroci. Ghicitorul spune, ți se va întâmpla așa, așa, așa. Dumnezeu folosește mesajele sale simbolice. Și prin ele vrea să ne trezească asupra lucrării sale, dar ia anumite repere. Te vei întâlni cu tare, sau te va întâmpla și astea ca semne, ca dovadă că Dumnezeu ți-a vorbit, ca să fii bazat pe lucrarea care El ți-a spus-o. Deci să nu confundăm semnele, reperele care le dă Dumnezeu, cu faptul că prorocia ar fi ca un fel de ghicitorie, că ți va întâmpla așa și așa. Că în general, mesajele profeților din Biblie au în ele un conținut de taină, ca și de altfel toată Evanghelia, toată Scriptura. Să trecem acum la Samuel ca levit și judecător. Așa după cum vă amintiți, tatăl său Elcana era din seminția lui Levi, din Kehat, unul din cei trei fii al lui Levi, și preoții și leviții aveau însărcinări diferite în Israel. Putem să menționăm în scurt aceasta în Numeri, capitolul 18, pentru a ne reaminti 18:7 scrie care era slujba preoților. Tu și fiii tăi împreună cu tine să păziți slujbele preoției voastre în tot ce privește altarul și tot ce este dincolo de perdeaua dinăuntru a cortului. Aceasta este slujba pe care o veți face. Vă dau în dar slujba preoției. Străinul care se va apropia să fie omorât. Slujba preoților era cea mai aproape de Dumnezeu, era cea mai sacră, cea mai intimă cu Dumnezeu. Imediat lângă ei, ca intermediar între ei și popor, erau leviții, următoarea verigă de legătură, și găsim îndelenicirile leviților foarte clar precizate în timpul lui David din 1 Cronici 23:2-5. Împăratul David, ca un om călăuzit de Dumnezeu, care a finalizat într-un fel o rânduire a lucrărilor la cort și la templu și a lăsat fiului său Solomon primit de la Dumnezeu cum să împartă preoții, cum să împartă cântăreții, ușiere și toate celelalte lucruri, 1 Cronici 23:2, el a strâns pe toate căpetenile lui Israel, pe preoți și pe leviți. Au făcut numărătoarea leviților, de la vârsta de 30 de ani în sus,
S-au cotit pe cap și pe bărbați și s-au găsit un număr de 38.000. Și David a zis, împărțindu-i, 24.000 dintre ei se vegheze asupra slujbelor din casa Domnului, dintre leviți. 6.000 să fie dregători și judecători. 4.000 să fie portari, 4.000 să fie însărcinați să laude pe Domnul cu instrumentele pe care le-am făcut ca să-L preamărim. De regulă, indicația, recomandare era ca judecătorii să fie leviți, ei fiind cel care aveau menirea și să învețe pe Israel legile. Și pentru că ei învățau legile, amintiți-vă și de acea aranjare a slujbelor și a judecăților în Israel pe timpul lui Moise și pe timpul lui Iosafat, ele în mod special sunt menționate în Biblie, deci și Samuel s-a încadrat în această schemă a lui Dumnezeu privind lucrările de la templu și din Israel. El nu era din Aaron ca să fie preot și totuși nu știm exact în ce măsură cine a fost mare preot atunci și cum s-au împletit slujbele. Oricum, Biblia ne-l prezintă ca levit prin părinții săi și ca judecător în Israel. Ca lider, pentru că nu exista atunci împărat, în Israel conducea judecătorul. Ca lider Samuel, am putea spune că era un lider, așa zis, natural. Sunt, cel puțin în plan biblic, cel puțin trei feluri de lideri. Lideri naturali, care nu i-a ales neapărat cineva, ci prin înzestrările care le-a dat Dumnezeu, s-au impus pe scena respectivă și oamenii au acceptat ca ceva natural, logic. Un alt fel de lideri sunt lideri numiți, fie de Dumnezeu, fie de oameni, cum a fi un lider numit de Dumnezeu, Iehu, s-a dus un proroc la unul și a spus, așa vorbește Domnul, te ung împărat. Sau lideri numiți de oameni, cum a fi Ișboșet, Abner l-a luat pe Ișboșet și a spus, tu ești împărat. Sau lideri aleși, în mod, cum se zice în vremea noastră, democratic, cum ar fi cei 7 diaconi, lideri aleși de oameni. Samuel s-a încadrat, cred, în prima categorie, un lider natural. Nu ni se spune când l-a ales Israel pe Samuel ca judecător. Când a prorocit Dumnezeu despre Samuel și printr-o chemare specială l-a pus pe Eli, de exemplu, să-l lungă ca și judecător. Nu, el a fost un lider natural care a crescut din sânul lor și oamenii au fost conștienți că el este omul lui Dumnezeu pentru ei. De regulă, lideri naturali sunt liderii fără concurenți. Și sunt liderii care toată lumea vede că ei sunt omul respectiv pentru acea lucrare. În această privință citim în capitolul 4 cu 1, deci tot în 1 Samuel, chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Cum a ajuns? Fiecare s-a conștientizat la rândul lui că el este omul lui Dumnezeu pentru ei. Și apoi capitolul 7, versetele 3 în continuare. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți, scoateți dumnezeii străini din mijlocul vostru, îndreptați-vă inima spre Domnul, slujiți-i numai Lui și El va izbăvi din mâna filistenilor. Liderii aceștia naturali și de altfel și ceilalți se cunosc prin acest atribut că și cuvântul lor are un răsunet în popor. Samuel a spus, scoateți idolii afară și ei au scos. Dar puteau să spună, dar cine e? Cine te-a pus pe tine mai mare peste noi? Dar Dumnezeu, prin faptul că l-a chemat să facă această lucrare, i-a făcut pe popor să-l asculte. Apoi, spune versetul 5, Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa. Și Israelul s-a strâns. Dumnezeu a adunat poporul în jurul lui, amintiți-vă de Ioan Botezătorul, pentru că și el a fost un lider natural, am putea spune. Cine l-a însărcinat pe Ioan? Cine l-a ordinat pe Ioan? Cine l-a ales pe Ioan Botezătorul? Lider natural. Cine a scos mulțimea la Ioan în pustie? Dumnezeu. Prin o lucrare făcută de Duhul. Cine a silit poporul să se adune aici la Samuel? A fost o mișcare a Duhului preconizată și susținută de Dumnezeu. Apoi, versetul 6, ei s-au strâns la Mițpa, au scos apă vărsată înaintea Domnului și au postit în ziua aceea, zicând, am păcătuit împotriva Domnului, Samuel judeca pe copilul Israel la Mițpa. Oamenii veneau și îi făceau mărturisiri. O altă dovadă, că erau conștienți că El este omul lui Dumnezeu pentru ei. Și de asemenea acceptau ca să fie judecați de Samuel. Și bine a fost când oamenii au înțeles lucrarea care venea de la Dumnezeu și dată de El. Un alt punct al vieții lui Samuel ca judecător în Israel și asupra căruia am vrea să privim, spune versetul
2 din capitolul 7. Trecuseră destulă vreme, trecuseră 20 de ani. De 20 de ani fusese luat chivotul. În urmă cu 20 de ani a avut Samuel prima prorocie. Cum vă imaginați acești 20 de ani de tăcere? Ce a făcut Samuel în acești 20 de ani? Posibil avea acum vreo 35 de ani, aproximativ, între 30 și 40 de ani, mă gândesc. Ce a făcut el în acești ani? Dumnezeu deja îi se descoperea. A fost vremea când, cred că încet, încet, Dumnezeu a continuat să-i conștientizeze poporul de chemarea lui Samuel și l-a format pe acest om. Cred că a fost și vremea când el s-a format ca și om al rugăciunii. Cum, ce a făcut Samuel fără chivot? Amintiți-vă, în 3 cu 3 spune că Samuel dormea acolo unde era chivotul, nu neapărat că dormea în Sfânta Sfintelor, dar oricum acolo, la cort. El cu chivotul se născuse. Acolo, prin rugăciune, acolo a fost dus de mic. Cum și-a dus viața Samuel la acești 20 de ani? Ce s-a întâmplat și cine a provocat ca după 20 de ani poporul să vină cu o penitență și cu o pocăință deosebită înaintea Domnului? Ori nu acești 20 de ani de lucrare ascunsă a lui Samuel au fost o provocare pentru tot Israelul? De multe ori, oamenii care sunt aparent ascunși și noi nu-i vedem, fac o lucrare poate mai mare ca și cei care ies în față. Să știți, eu cred că Dumnezeu are oamenii lui parte din cei văzuți, în special să zic lideri. Dar cred că Dumnezeu mai are și în sală sau în popor oameni care sunt ai lui, pe care îi va forma în viitor ca și oamenii săi. Sau care vor rămâne poate în umbră toată viața. Oamenii lui Dumnezeu, cum se făcea precizarea că un om al lui Dumnezeu s-a dus la el, nici nu știm cum îl cheamă. Eram la o conferință cu frații lucrători și eram la timpul de rugăciune și m-am rugat sincer, așa, Doamne, acum ne-am uitat la noi și ne-am văzut slab și am zis, Doamne, acum pe noi ne ai. Acum lucrează, fă-ți numele de slavă, eram mai multe biserici, mai multe județe lucrători. Și Dumnezeu m-a conștientizat și mi-a șoptit atât de pe înțeles. Vă am și pe voi. Dar știi că mai am și alții? Și am spus, Doamne, îți mulțumesc. M-ai conștientizat de un mare adevăr. Dumnezeu are un rând de oameni văzuți și alții nevăzuți. Chiar întreaga lucrare a lui Dumnezeu se face cu lucruri care se văd și cu altele care nu se văd. Și cheamă lucrurile care nu sunt uneori. Să fac chiar de rușine pe cele care sunt. Pentru că Dumnezeu nostru, uneori la El locuiește lumina, dar tot despre El e scris că vrea să locuiască în întuneric. Cum se împacă astea două? Are și o lucrare vizibilă și una ascunsă. Și pe amândouă le cărmuiește cu mâna sa binecuvântată. Și toate acestea concură la o finalizare a lucrării lui Dumnezeu. Aparent în istorie uneori ți se pare că Dumnezeu a pierdut situația sub control. Și că totul s-a lăsat așa în voia soartei, nu e adevărat. Dumnezeu conduce universul acesta din umbră poate. Și chiar unde nu vezi nimic, are oameni care susțin lucrarea. Cum a spus lui Elie, m-am încalți. Uneori are stâlpi. Se spune Iov despre stâlpii pământului. Este spânzurat pe nimic. Dumnezeu spânzură pământul și pe nimic și pe stâlpi. Și El îl ține în picioare. Slăvit să fie El. Samuel acceptă să devină lider în Israel cu o condiție scrisă în capitolul 7, versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel. Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți Dumnezeii străini. Altfel vrea să spună, eu accept să mă rog pentru voi și să pornim războiul împotriva filistenilor cu condiții. Dacă scoateți Dumnezeu străini afară, ca și cum ar vrea să spună cu aceasta, altfel nu accept. Dar nu era normal să facă așa? Dacă s-a angajat să fie liderul lor cu idolii respectivi, era conștient că doar el trăise când se bătuseră cu filistenii și se luase chivotul. El trăise o istorie că fără Dumnezeu nu se poate, cu chivot cu tot și cu templu cu tot. Și citim apoi tot în 7, versetul 13. Astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel și mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Dumnezeu sprijinește oamenii lui atunci când aceștia nu se compromit și când aceștia acceptă să slujească în curăție ca înaintea Domnului. Nu se poate sluji la doi stăpâni. A spus, vrei să slujim în Domnul? Foarte bine. Dar mai întâi, prima etapă, scoateți Dumnezeii străini afară. Ezechia, când a făcut reformă în Israel, mai târziu, în împărăția lui Iuda, mai exact, a spus, mai întâi curățim Sfântul Locaș.
a curățit Sfântul Loc, și apoi a spus leviților, intrați și faceți-vă slujba, și Dumnezeu le-a dat izbândă și i-a sprijinit. Domnul să ne sprijinească și pe noi. Numai știți condiția, să îi slujim numai și numai Lui. Un alt aspect, în ce privește viața Lui ca judecător, calitățile Lui. Ce calități a avut acest Samuel? Încât a putut să fie judecător toată viața, încât de copil a pornit de la templu și a sfârșit cu bine. Ceva nu de invidiat, de urmat. Două calități văd, aparent contrare. Când eram copil, mi-amintesc, am avut un tată mai sever. Și mă mai bătea uneori și spuneam, nu înțeleg, cum se împacă două probleme? Îmi spui că mă iubești și în același timp mă bați. Și este o realitate. Pentru copii această înțelegere este mai greoaie. Și chiar acelea lucruri vedem la Dumnezeu. Uitați-vă cum se descrie Dumnezeu pe sine. Uitați, Exod capitolul 34, ce spune Dumnezeu despre sine. Oricum Dumnezeu este desăvârșit și Dumnezeu este sincer. Ne spune clar ce este și cum funcționează. Exod 34, versetul 6. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Și când auzi, parcă așa îți vine să te întinzi pe fotoliu, încet la mânie, plin de bunătate și crincioșii. Dacă ar fi numai plin de bunătate, cum spunea Spurgeon, să nu fii tot de miere că te mănâncă muștele, dar nici tot de oțet că te scuipă toți din gură. Dacă ar fi numai bunătate, ce s-ar face în acest univers? Dacă ar fi numai polițist, păi n-am merge de aici până acasă că ne-ar trăzni pe toți. Citim în 1 Samuel 12, 3 la 5. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui, spune el la bătrânețe. Cui am luat? Așa, așa. Pe cine am năpăstuit și pe cine am apăsat? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. A fost drept toată viața lui. Un lucru greu de realizat. Tot în privința dreptății și a exigenței sale, 10 cu 8, îi spune lui Saul, apoi să te pogori înaintea mea la Gilgal și eu mă voi pogori la tine, ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire, să mă aștept 7 zile acolo, până voi ajunge eu la tine și îți voi spune ce ai de făcut. Și Saul nu s-a încadrat și imediat îi spune Samuel, supărat, de ce nu m-ai așteptat? A spus, mă aștept 7 zile. Ca judecător era foarte exact și precis în ceea ce spunea și în ceea ce trebuia făcut. Un alt verset care ne descoperă această lucrare, 13, de la 11 la 14. Samuel a zis lui Saul, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împrăște de la mine, filistenii se vor pogori împotriva mea. Samuel a zis, versul 13, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul. De ce era Samuel atât de exact și nu permitea abatere? Era orgolios, ținea la cuvântul său? A spus, măi Saul, nu eu ți-am vorbit de la mine, ci ca proroc ți-a spus o poruncă din partea Domnului și neîndeplinind-o, tu ai călcat mai întâi porunca lui Dumnezeu. Și putea să spună el, eu nu-mi procură de la Dumnezeu să te iert. S-a rugat pentru el, a fost un deosebit om al rugăciunii, dar era foarte exact și categoric. Apoi, 15 cu 1 la 3. Samuel a zis, pe mine m-a trimis Domnul să te ung, ascultă ce vorbește Domnul, așa să faci. Nu s-a încadrat, citim versetul 19, îi spune Samuel, pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și de ce ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Uitați pe acest Samuel, proroc al Domnului, cât era de categoric ca și judecător. Samuel a zis, după cum sabia ta a lăsat femei fără copii, tot așa și mama ta va fi lăsată fără copii între femei. Și Samuel a tăiat pe Agag în bucăți înaintea Domnului la Gilgal. Nu vi se pare că Samuel a fost mai rău ca Saul? Saul cât a fost de rău, băi, l-a cruțat. Doar și ăsta e un om, să trăiască și el. Și vine Samuel, un om care la bătrânețe a spus că n-a greșit o iotă și a cărui prorocii s-au împlinit cu exactitate, îi pune mâna pe sabie și îl omoară pe ăsta. Deci, depinde care este cuvântul Domnului. A te încadra în cuvântul Domnului și la bine și la rău. Și ca nu cumva să creadă cineva că apăsăm prea tare pe aceasta, pentru că nu este bine apăsat la extremă, vedem și cealaltă latură a lui Samuel. Citim în 15 cu 11. Îi spune Dumnezeu lui Samuel, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și toată noaptea a strigat către Domnul. Și apoi, 16 cu 1, Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-a lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Îl vedeți pe Samuel în aceste două ipostaze? Îi spune lui Saul, a lucrat ca un nebun, pune mâine pe sabie și îl ucide pe Agag. Și două nopți la rând, plânge într-una.
a fi drept ca judecător. Dar în același timp, ceea ce spuneam noi cândva, sunt două laturi în a elimina păcatul. Una, în a-l spune și în a-l mustra, și cealaltă în a te ruga și în a mijloci înaintea Domnului pentru că acel păcat să fie dat la o parte și oamenii să fie despovorați și ridicată povara de pe ei. Imaginați-vă că cineva este bolnav. Ar putea să fie un medic care se spune, auzi, fii pe pace, nu o să mor, nu se întâmplă nimic. Păi dacă îi spune așa, nu o să intre omul la regim, nu o să ia omul un tratament mai sever, nu o să accepte să-i se facă vreo operație. Dar un medic bun va spune, omule bun, este bolnav. Situația asta nu este de joacă. Trebuie să intre la un regim aparte, trebuie să accepte să se facă operație și să faci anumite cure și tratament. Dar în același timp îl va opera, îl va îngriji, îl va mângâia pe frunte și nu vă spune nimic altceva decât e un bun medic. Dar același taie și cu bisturiu și mângâie. Și numai medic își face misiunea lui. Aceasta, în orice lucrare, în orice activitate, presupune aceste două aspecte. Ca și lider, ca judecător, un singur aspect mai precizăm la Samuel, cum a predat el slujba mai departe. Despre predecesorul lui, despre Eli, se spune că a rămas pe scaun până a căzut de tot cu scaunul cu tot. Acest Samuel, măcar că a fost toată viața judecător, a făcut 3 predări de slujbă, odată predat-o copiilor săi. Citim în capitolul 8, versetul 1. Când a îmbătrânit, Samuel a pus pe fiii săi judecători în Israel, numai că i-a pus la Berșeba. Știți, el locuia la Rama, ci mai avea 3 locuri unde judeca, la Betel, la Gilgal și la Mițpa. Dar copiii aceștia, departe de casă, n-au călcat pe urmele tatălui lor. Și spune versetul 3, să dădeau la lăcomie, la o mită și călcau dreptatea. Bătrânii au spus, nu pot fi judecător copiii tăi. Nu pot, nu pot. Nu s-a impus. Putea, mă gândesc eu, probabil, având în vedere influența sa în Israel, să se impună. Dar cred că i-a rămas vie în imagine ce a pățit Eli. Și nu mai vrea să repete o experiență greșită și negativă care o trăise el în copilărie. Atunci, la cererea lor și cu îngăduința lui Dumnezeu, pune pe Saul împărat. Și citim în capitolul 10, versetul 17, Samuel a chemat poporul înaintea Domnului la Mițpa. Ce îmi place aici? Ce siguranță avea omul acesta în Dumnezeu. L-a uns și a spus, tu ești împăratul. Și acum are, dacă îl putem numi așa în termenii noștri, are curajul dintr-un popor întreg să tragă la sorți și tot el este. Pentru el, lucrarea Domnului era ceva, da și amin. Fără urmă de îndoială. Adună tot poporul, trage la sorți și el este. Și acceptă să îl pună împărat și le dă sfaturile respective, acea lege pentru împărat din capitolul 8, de la versetul 11, iată care va fi dreptul împăratului. Îi informează asupra tuturor acestor lucruri și, de asemenea, în capitolul 12, le spune și partea cealaltă negativă, 12 cu 17. Nu suntem noi la seceratul grânilor, voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Alături de Ilie, Samuel este un alt om care s-a rugat să plouă și a plouat la porunca lui. Și să vedeți cât de rău este că înaintea Domnului că a cerut un împărat pentru voi. Samuel a strigat către Domnul și a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Dacă ar fi fost frica numai de Samuel, nu era bine. Dacă a fost frica și de Domnul și de Samuel, a fost bine. Le-a spus versetul 20. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut răul acesta, dar nu vă bateți de la Domnul, slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă bateți, altfel, citesc așa, parafrazând, vă speri voi și împăratul vostru. Biblia nu ne spune cât a suferit Samuel că copiii lui n-au corespuns. Dar dacă pentru Saul a plâns, vă puteți imagina că pentru copiii lui n-a plâns, că Domnul i-a lepădat, că nu sunt valabil ca judecători? Imposibil. A plâns și pentru ei. Dar a acceptat voia Domnului. Și Dumnezeu îi spune în capitolul 16, du-te, pune pe David. Și cu David, până la moarte, a întreținut o bună relație. Amintiți-vă în capitolul 19, când David era fugărit de Saul, 19 cu 18, așa a fugit și a scăpat David, s-a dus la Samuel la Rama și a istorisit tot ce îi spusese Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot. Cred că ce părtășie frumoasă au avut acești doi oameni al lui Dumnezeu, Samuel și cu David.
Toată viața până a murit, în capitolul 25:1, cred că cel puțin de la distanță, Dumnezeu a avut pentru David mesaje prin Samuel. Și David a preluat mai departe aceasta și a avut proroci aproape de el, pe Natan și pe Gad. Și în final, o ultimă parte a lecției noastre din această zi, Samuel, un mare mijlocitor și om al rugăciunii. Citim în Ieremia, capitolul 15, unde sunt prezentați, poate, cei mai mari mijlocitori din istoria Vechiului Testament. 15, Ieremia cu 1. Domnul mi-a zis: chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea, tot n-aș fi binevoitor cu poporul acesta, îzgonește-l dinaintea mea, ducă-se. Acesta vrea să spună că cea mai mare greutate înaintea lui Dumnezeu în rugăciune au avut-o Moise și Samuel cât privește mijlocirea. Au fost oamenii care au mijlocit pentru o țară întreagă. Și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat și a lucrat prin ei, prin rugăciunile lor. Cât despre viața de rugăciune a lui Samuel, amintiți-vă că a fost un copil născut prin ce? Prin rugăciune. Un copil născut prin rugăciune, ca cerere, ca urmare a rugăciunilor mamei sale, și crescut în acei ani, cred, cu rugăciune. La Rama, unde el judeca, citim în 7:17, că avea un altar. Cum credeți că altfel prorociile lui au fost atât de exacte? A fost un om al rugăciunii. Cum îi vorbea Domnul atât de des? Peste timpul zilei, mâine la ora asta îți vine cineva. Uite, acum este momentul. Era un om care, cred că pe lângă momentele de rugăciune specială, era un om care medita și trăia în cugetare cu Domnul, ceea ce scrie în Noul Testament: rugați-vă neîncetat. Cât este de indicat și oamenii lui Dumnezeu au înregistrat asemenea experiențe mergând pe stradă. Dumnezeu le-a dat un mesaj. Poate noi care suntem predicatori, mergând pe stradă am primit, îmi spunea un frate cândva, și uite, de la biserica asta, în urmă câțiva ani am mers pe jos până la biserica cealaltă. Și așa cum aș mai merge pe jos, măcar că sunt mai bătrân, de mi s-ar mai da o descoperire în cuvânt cum am primit atunci mergând pe drum. Nu știu în ce moment Dumnezeu vrea să te cerceteze și să transmită un mesaj. Și oamenii rugăciunii sunt cei mai aproape de Dumnezeu. Citim apoi în capitolul 7, versetul 5, că el s-a oferit să fie un om al rugăciunii, ca mijlocitor pentru toată țara, 7:5. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un mielsugar și l-a dus ca ardere tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. O țară întreagă l-a rugat să se roage. Și el s-a oferit: mă rog pentru voi. Și Domnul l-a ascultat. Doamne, ridică oamenii rugăciunii. Oamenii aceștia câștigă biruință. Există un moment al bătăliei care câștigă bătălia anticipat prin cei care se roagă. Rugăciunile noastre aduc puterea lui Dumnezeu pe pământ. Rugăciunile noastre dau loc lui Dumnezeu să lucreze. Roagă-te, Domnule, sau altfel spus, spune la Dumnezeu să facă El, că noi nu mai putem. Putem oricare de noi să fim niște oameni ai rugăciunii. Și acei oameni care spuneam că lucrează în umbră, ei închid ochii și lucrează în întuneric. Și poate unii cu ochii deschiși nu lucrăm de frumos, n-avem realitate ca cei care lucrează cu ochii închiși, oamenii care se roagă. Și în 12:19 vedem cum, și bătrân fiind, aveau de acum împărat, dar n-aveau bază în Saul că poate să-l înlocuiască pe Samuel la rugăciune. Fiți la războaie, face față. Dar a spus și tot poporul azi lui Samuel: roagă-te Domnului Dumnezeului tău pentru noi, ca să nu murim. Îl cunoșteau de o viață că era un om al rugăciunii. Și a rămas pentru toată viața. Mai înțeleg din viața de rugăciune a lui Samuel, capitolul 8, versetul 6, că Samuel orice problemă o trata cu rugăciune. Știți ce spune Biblia în Filipeni 4:6? Orice lucru aduceți la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune. Nu există problemă care poate fi tratată sau la care Dumnezeu recomandă acest tratează de capul tău. Nu? Și când mănânci la masă, e bine să o tratezi cu rugăciune. Că s-ar putea să nu fie tratată aia și să fie cu ceva otravă sau microb. Dacă o tratezi cu rugăciune, poți să mănânci liniștit. Orice problemă, lucru mic sau mare. 8:6. Samuel n-a văzut cu plăcere faptul că ei ziceau: dă-ne un împărat ca să ne judece. Și Samuel s-a rugat Domnului. Să văd ce zice Domnul despre asta. Și versetul 7 vine răspunsul. Domnul a zis lui Samuel: ascultă-le glasul poporului și tot ce vă spune, că nu pe tine te leapă, ci pe mine.
Am putea face aici o paranteză. Nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Și ceea ce spunea Domnul Matei 10:40. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. De aici concluzia rezultă simplu și sincer. Cine primește un om al lui Dumnezeu, îl primește pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează pe oameni. Cine respinge un om al lui Dumnezeu, proroc sau ce ar fi el, respinge nu pe oameni, ci pe Dumnezeu. Ei sunt doar mesagerii. Respinge autoritatea care este în capul acelei lucrări, nu pe acel om. Cine ne ascultă de o slugă, nu bajocorește pe o slugă. O slugă tot una este. Ci bajocorește pe cine a trimis acea slugă. Și un ultim aspect al vieții de rugăciune a lui Samuel, capitolul 12, versetul 23. Câți considerăm așa? Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Samuel considera că a nu te ruga e păcat. A încetat să se roage e păcat. Și de aceea a continuat să se roage. Câți considerăm că dacă nu ne rugăm pentru lucrare, pentru familii, pentru cine găsim de cuvință, sau pentru cine, cum spune în 1 Timotei 2:1, rugați-vă pentru toți oamenii. E păcat să nu te rogi. Și dacă așa consideri și așa vezi, te vei ruga. Și orice problemă vei duce cu rugăciune înaintea Domnului. Și cum spune Psalmul 65, toți oamenii vor veni la tine, că tu asculți rugăciunea. Când ai experiență cu un om, că este darnic, păi pe cel bogat toți îl lingușesc. Când ai experiență cu un om că poate să rezolve problemele, îl cauți. Dar cine poate să le rezolve ca Dumnezeu? Cum se spunea duminică, Dumnezeu poate să renunțe la noi. El nu o face, că e credincios. Dar noi dacă renunțăm la el, cu cine îl schimbăm? Avem vreun alt care să ne asculte rugăciuni? Să pățim ca aia al Bal, care a străcat până după masă, plin de tăieturi? Sau să spunem ca Ilie, simplu, Doamne, dar era Ilie un om al rugăciunii. Și apoi s-a rugat simplu. Pentru că numai așa continua rugăciunea, nu atunci a început-o. A fost doar o secvență al rugăciunii sale. Și să încheiem viața acestui om cu o chemare specială, având un moment special, un om care ca proroc tot s-a împlinit prin el. Un om care ca proroc a spus exact ce a spus Domnul și la cine a spus Domnul. Un om care ca judecător a fost atât de categoric, atât de exact. De în același timp, un om care știa să se roage și să plângă ca Moise și ca Iisus și ca oamenii lui Dumnezeu. Un om care ca mijlocitor în rugăciune, poate numai Moise l-a întrecut. Și a înțeles că a nu te ruga este păcat. Și încheind cu o simplă mențiune despre toți trei din acești din familie, Elcana, Ana și Samuel, am putea spune despre Elcana că a fost omul credincios care n-a lipsit de la templu, de la cort, ci și-a dus toată familia acolo. Și pentru el a aduce jertfa înaintea Domnului, așa cum citeam din Deuteronom, să nu te prezinți cu mâinile goale, pentru el aceasta era o plăcere. Și spune 1:21, ca un verset de aur al lui Elcana. Bărbatul său Elcana s-a suit apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an și să-și împlinească juruința. Un bărbat care și-a condus familia cu bine la închinare, cu regularitate. Ana, o femeie care este evidențiată prin rugăciunea ei, care împreună cu soțul ei a reușit să dea, prin lucrarea Domnului, bineînțeles, nu prin eforturile lor, că nu noi ca părinți putem face ceva, unul din cei mai de seamă oameni al lui Israel. Oamenii de seamă au avut părinți de seamă, deosebiți. Și un al treilea, Samuel, un om care ca proroc și judecător și mijlocitor încheie viața și îl recitim versetele lui de încheiere ale vieții, 12 capitol, versetul 2. Cât despre mine, eu sunt bătrân. Am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Știți, să rămâi în același loc și să fii curat. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său, cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat, pe cine am nepăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Măcar că ca judecător în Israel, gândiți-vă câte nu fi avut de rezolvat, câte nu s-adună într-o țară. Când l-a văzut socrul sau pe Moise câte are de lucru ca judecător, a spus, băi, tu te termini. Pune judecători în toată țara, câte nu se ivesc. Într-o biserică, dar într-o familie cu copiii mici, să zic, câte nu se ivesc.
Dar când oamenii sunt și să judeci fără greșeală, mărturisiți și vă voi da înapoi. Eu răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai păstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Și le-a zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui de Saul este martor, că n-a scăsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, suntem martori. Domnul să dea și copiilor noștri și nouă o viață ca lui Samuel. O viață de slujire în care să ne facem datoria față de cortul Domnului, înaintea Domnului, potrivit cu lucrarea Domnului. Ca de noi să se bucure Domnul, să se bucure biserica, să se bucure poporul întreg în care trăim. Și astfel Dumnezeu își va duce lucrarea și va continua lucrarea sa. Și în final, când va începe împărăția, ne vom primi și noi, așa cum îi spune Dumnezeu lui Daniel, du-te acum și te culcă. Și te vei scula odată în partea ta de moștenire, după ceea ce am făcut și ceea ce am lucrat Domnul, să binecuvânteze orice casă și orice suflet. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.